Ok, de ce ați venit astăzi aici? Pentru ce optat și ce v-a făcut să veniți să protestați în fața ministerului? Opriți crimele în armată! Aici fac militează de mulți ani pentru armată profesionistă, pentru că într-o armată de mercenari cu oameni angajați pe contract nu ar exista relații din astea nestatutare, cum s-a întâmplat, aflăm chiar foarte recent la Bulboaca, un tânăr a fost bătut, maltratat și după aceea s-a simulat o sinucidere. Ne scoate din sărite atitudinea ministrului apărării, care zice că procuratura a investigat, deja a stabilit că nu a fost nicio crimă, niciun fel de tortură, a fost sinucidere. Cum putea să stabilească procuratura atât de repede? De ce nu li s-a permis părinților să vadă copilul, decât ei au trebuit să scoată după aceea capacul de la sicriu și să vadă că băiatul lor e bătut, are oasele rupte. Unul care se sinucide n-are oasele rupte. Mi se pare asta criminal, demn de demisia ministrului, demn de desființarea armatei, dacă nu sunt capabil să facă o armată profesionistă. Armata înseamnă robie! Maladeț, Daniela! Este un minister în care o instituție care tolerează niște crime abominabile și cred că ar trebui să fie ori reformat, ori lichidat, ori... Asta pentru că e inacceptabil. Tinerii vin și iau pretenția că transformă în bărbați, dar în realitate foarte mulți ei vin schiloze acasă sau chiar morți, cum în cazul de zilele trecute. Opriți crimele în armată! Opriți crimele în armată! Jos crimele în armată!